George Călinescu, Alexandru Graur, Mihail Sadoveanu, adică nume cu sunet și răsunet în cultura română, au refuzat să semneze primirea operelor. Toți trei erau academicieni. În urma refuzului, Brâncuș avea să doneze cele 144 de opere ale sale statului francez prin testament. Și pentru că statul francez nu accepta donații decât din partea cetățenilor francezi, Brâncuș își va lua pentru prima dată cetățenia franceză. Până atunci rămăsese doar român.